Piesa este pusă în scenă. Actorii joacă, sala aplaudă sau nu, dar ce este mai important se petrece în culise. Tocmai de aceea vă invit să tragem cortina și să descoperim actorii scenei sociale fără cuvinte meșteșugite, fără mască, fără cuvinte pe picioroange. Acesta este scopul emisiunii noastre din această seară. Iar ca primul invitat îl avem pe domnul Marius Bodea. Bună seara! Omul care, conform internetului, este un deputat român ales în 2016 cu circumscripția electorală Iași din partea unui anume partid. De profesie economist român, a fost prefect al județului Iași și a îndeplinit funcția de președinte a Consiliului de Administrație a Aeroportului Internațional Iași. Iată, domnule Bodea, patru coordonate ale vieții dumneavoastră, dar eu cred că un om este mai mult decât CV-ul său, mai mult decât patru rânduri și tocmai de aceea, în această seară, aș vrea să-mi spuneți, fără această prefață oficială, cine este omul din spatele funcției? Sigur, într-adevăr, ce a spus dumneavoastră este o parte din experiența profesională. În ce mă privește, este mult mai largă. Am 40 de ani și de 20 de ani muncesc neîntrerupt și cariera aceasta profesională, foaia de parcurs sau cum vreți profesională, m-a purtat în multe locuri, inclusiv în cele care ați spus dumneavoastră. În spatele oricărei funcții, până la urmă, este un om și cu cât ești un om mai obișnuit, ca să spun așa, cu atât cred că faci mai ușor față exigențelor vieții. Asta este părerea mea. Să fii un om normal. V-a surprins viața până acum? Sau ați surprins o dumneavoastră da. Pe ea? Sigur că da. Experiențe avem în fiecare zi și trebuie să le înțelegem așa cum sunt date, să le analizăm și să mergem mai departe cu ce e bun până la urmă. Dar pe fiecare ne surprinde viața. V-am citit CV-ul, pentru că vorbeam de el ceva mai devreme și am văzut niște performanțe școlare, un anumit parcurs biografic onorabil, un trecut decent, oarecum prozaic. Nepot de preot, crescut în Tătăraș, tată cu două facultăți și așa mai departe. Practic, păreți așa, un om cu 10 pe linie, dar știm foarte bine că profesorii îți dau 10 pe linie, important e ce notezi de viața. Vă considerați un premiant? Să știți că mă consider un norocos, pentru că plecând de la bunicii mei, de la bunicul meu, de la preot, continuând cu tatăl meu, cu familia mea în general, eu am avut totuși un noroc în viață, că acești oameni au fost în preajma mea. Nu se compară, cred eu, educația, blândețea cu care te înconjoară un preot, mai ales e vorba de bunic. Deși mi-am inteles despre bunicul meu că avea o anume rigoare peste limita, să spun, suportabilității, fiind copil, mai făceam năzbâti pe acolo, pe la el, pe la ei și intra în acțiune partea serioasă a bunicului și multe din învățămintele lui mă urmăresc și acum în timp. Spre exemplu, numărul 3. El mi-a spus că poți greși odată, poți greși de două ori, ți se explică unde ai greșit, poți să greșești de trei ori. După ce ai greșit a treia oară, înseamnă că trebuie să intre o atitudine mai riguroasă și ceva, o coerciție, pentru că înseamnă că nu vrei să înțelegi. Așa pun și eu preț pe cifra 3 în ce privește relațiile din jurul meu, adică sunt tolerant, dar peste a treia situație neplăcută nu mai sunt tolerant. Totuși, Biblia spune să iertăm de 70 de ori câte 7. Da, sigur. În viața de astăzi e greu să fim întru totul, cum spune Biblia, eu fiind unul dintre cei care am crescut în spiritul acesta religios, bine, nu exagerat, nu habotnic, dar totuși am o educație, iar crezul în Dumnezeu este pentru mine fundamental. Ați executat pe cineva politic din cauza că v-a greșit de 3 ori? Nu, nici vorba. Asta cu execuțiile politice și mai ales basmele acestea aruncate în perioade de campanii interne în partid, nu țin. Sunt strategii de obicei. Eu totuși, știți, nu înțeleg în viață ce gândesc cei care cred că prin victimizare câștigă ceva. Nu câștigi niciodată. Oamenii caută lideri, oameni puternici care să îi aperi, să simtă apărați în preajma lor, nici de cum oameni care sunt tot timpul într-o stare așa de lamentare, se plâng că sunt victime, sunt abuzați. Niciun caz. Nu e o strategie bună, din punctul meu de vedere. Cel puțin la nivel aparent, veniți cu un oarecare bagaj moral mai solid pe scena ieșeană. În ce măsură v-a ajutat lucrul ăsta și în ce măsură v-a fost nefast? Fără doar și poate
educația foarte solidă primită de acasă te face să fii oarecum într-o formă de independență față de anumite curente, găști, grupuri și așa mai departe. Și faptul că n-am fost dependent de politică, deși așa pare, m-a făcut să abordez problemele în politică într-un mod foarte coerent. Mi-amintesc că în 2014, când au fost alegerile în partid, ultimele alegeri, să spun, în partid, am ieșit pe poziția de vicepreședinte cu cel mai mare număr de voturi dintre toți colegii mei, neașteptat pentru mine. Tocmai pentru că am primit un răspuns la felul meu de a fi foarte echilibrat și am primit aprecierea, să spunem, cam a tuturor. A fost pentru mine prima dată când am înțeles că aceasta este atitudinea corectă în viață, să fii echilibrat și să nu recurgi la genul acesta de acțiuni revanșarde sau de execuții și așa mai departe, că nu duc nicăieri. Totuși, strategia din 2014 se pare că nu a funcționat cu același succes și în 2017. Da, să știți că există o particularitate astăzi, în 2017, chiar față de acum 3 ani. România merge într-o direcție nu chiar în regulă, spun eu, în ce privește politica. Ambițiile sunt din ce în ce mai ascuțite, mai incisive ale actorilor politici și îmi dau seama că lupta e pentru nimic sau pentru mai nimic și nu pot să înțeleg asta. Particular la Iași, astăzi avem un proces prin care trebuie să introducem într-un sediu 3 foste partide politice care au fuzionat sub o singură umbrelă. Este greu să bași 3 partide în același sediu și atunci mișcările acestea, nu știu, fermoar, să le spunem, când trebuie să ne împletim, mai lasă și genul acesta de atitudini mai exagerate, dar lucrurile se rezolvă încet. Cam greu să încap atâtea săbii într-o singură teacă. Da, știți, vorba e că încap 2, apoi 3 săbii, dar trebuie să avem înțelepciune și o să trecem. Deja un pas este depășit, mâine avem un alt pas și lucrurile se vor liniști, sunt convins. Prin prisma funcției și a vizibilității de care vă bucurați sau la care sunteți condamnat, vă simțiți oarecum încorsetat? V-a fost luată din libertatea pe care o are totuși un om obișnuit atunci când merge pe stradă, fără să trebuiască să-i pese de cum se îmbracă, de ceea ce spune, de volumul vocii și așa mai departe? Știți, suntem cumva prizonieri în mentalitatea de zi cu zi a celor din jur și ești obligat să te conformezi acestor rigori. Poate în alte țări nici nu contează cum iese politicianul pe stradă sau ce face, dacă este surprins, nu știu, mâncând pe stradă sau, eu știu, făcând ceva ce face un om normal. Ei, la noi oamenii așteaptă mult mai multă seriozitate și sobrietate din partea oamenilor politici. Îmi amintesc că primul contact cu spectrul acesta l-am avut în 2005, când am fost numit director la Protecția Consumatorilor. Era prima mea funcție publică și era și funcție publică de conducere, evident, cu expunere și interes mediatic. Și atunci a fost momentul când am simțit această rigoare. Mi-am dat seama că obișnuința mea de om simplu, mă rog, de tânăr la vremea respectivă, de a fi natural, nu se suprapune corect cu funcția publică. Mai târziu, când am ocupat funcția publică de prefect, rigoarea era cu atât mai mare și, cum să spun eu, structura aceasta militaroasă, cumva, a prefecturii, într-un fel, având atâtea structuri de concentrate în subordine, te obliga și mai mult la această rigoare. Și am intrat în canoanele acestea și cred că nu mai pot ieși. Cred că așa m-am obișnuit să fiu. Chiar mi se reproșează de multe ori că sunt prea sobru, dar așa m-am format. E într-adevăr o formă de prizonierat al funcției, deși dacă stăm să ne uităm, noi fiind aici bătând la porțile Orientului, stăm să ne uităm nițeluș în istoria nu foarte îndepărtată a poporului român, totuși tocmai personajele ceva mai disputate, ceva mai... cum să vă spun, care nu au respectat neapărat aceste canoane, au avut parte de vizibilitate mediatică, oamenii s-au identificat la rândul lor cu defectele, cu viciile și de ce nu, poate s-au simțit mai apropiați față de un exemplu de moralitate economică, sentimentală și așa mai departe. Cum vedeți această dihotomie între binele și răul unui om politic? Să știți că istoria și exemplele pe care le-ați prezentat sunt mai prezente astăzi. Am văzut-o pe pielea mea la alegerile locale, mai degrabă prinde un profil ultracarismatic, pus pe glume, care trece peste probleme serioase cu miștouri, așa pe românește să spun, decât abordări serioase. Eu mi-amintesc că încercam să conving oamenii cu date, cu cifre, cu proiecte, cu lucruri și simțeam că nu are aderență ceea ce spun. Ei, alături de mine,
actualul primar, să spun, plin de glume și de... a prins mai bine. Așa este, aveți dreptate. Probabil că dacă voi începe să gândesc pragmatic, pur pragmatic, va trebui să adaptez, să mă descătușez, să spun, pentru că în spatele funcției sunt om. La mine acasă, în casa mea, sunt un om absolut normal, vesel, jovial, prietenii mă cunosc ca fiind un tip foarte pontos și implicat. În societate va trebui să înțeleg să aplic aceeași rețetă. Deocamdată așa sunt construit. Personal, vă recunosc faptul că probabil tocmai acest scut de formalist pe care îl afișați la fiecare ieșire publică poate n-a fost un punct în plus, cel puțin la alegeri, da. Deși dumneavoastră ați avut un spirit olimpic. Ai câștigat, mergi mai departe, ai pierdut, mergi mai departe. Da, exact. Da, așa este. Recunosc și recunosc profilul acesta, cum îl descrieți. E de lucru, evident. Cum ați simțit oamenii? Pentru că știu că aeroportul v-a dat aripi, dar campania v-a adus cu picioarele pe pământ. Da. Și a trebuit să faceți, cum se spune în limbaj, door-to-door, a trebuit să le bateți oamenilor la ușă, să vorbiți cu ei. Cum a fost această tranziție? Cât de greu v-a fost? Să știți că e complicat, pentru că relația cu oamenii și interacțiunea cu oamenii nu e totdeauna așa cum ți-o dorești și tu, știindu-te bine intenționat, să spunem, cu un traseu profesional impecabil, e greu să primești cu ușurință, cum să spun eu, certuri sau reproșuri care nu ți se datorează ție personal, ci vin datorită partidului în care faci parte sau istoriei sale sau, în fine, a unor lideri politici centrali. E complicat. Totuși, succesul garantat, mai ales în politică, este să interacționezi cu cât mai mulți oameni, cât mai des. Asta este clar. Eu nu am avut timpul necesar la alegerile locale, în 7 luni de zile, să intri pe culoarul acesta al candidatului la primărie și challenger pentru primar în funcție. E greu să reușești. Probabil că în lumea așa ceva nu se poate. De aceea lucrurile le-am înțeles în felul acesta și mi-este clar. Discuți cu oamenii încet, încet. Apoi, mai este un lucru pe care l-am înțeles în perioada respectivă și la alegerile pentru Parlament. Ieșenii, din păcate, sau mare parte din ei, au așteptări foarte mici. Pentru că lucrurile acestea edilitare, simple, lipsa spațiilor verzi, străzile în ultimul hal, trotuarele la fel, câini vagabonzi și așa mai departe, sunt lucruri edilitare, simple, care nu sunt rezolvate de 10 de ani, să spun. Și atunci el nu mai are așteptările cele pe care le propun eu, să vorbim de parcuri industriale, locuri de muncă, autostradă și așa mai departe, nici nu poate să le vadă, pentru că imediat cum iese din bloc, li izbesc problemele acestea mărunte și nu te mai crede. Și mi-am dat seama că trebuie să te ancorezi la problemele omului, cele simple din față. El nu vede dincolo de curtea sa, pentru că nu e rezolvată problema. El vede că nu vine tramvaiul 3 la timp, da. Vede că nu vine o anumită companie care se ocupă de salubritate și da. Atunci e evident că proiecția în viitor a unor planuri de anvergură a celor pe care le-ați propus dumneavoastră este nițeluș mai dificilă. Da, și știți, foarte interesant, pe mine mă preocupa în mare măsură siguranța ieșenilor în mijlocul de transport public în comun. În vara lui 2016, deci a fost un circ continuu în Iași cu autobuze care luau foc în mers, dacă vă amintiți, erau parcă programate, că la un moment dat a apărut și această aberație că există o mână criminală. Nici vorbă, e lipsă de profesionalism, în fine. Și nu aveau problema asta, cum o vedeam noi, de siguranță. Erau totuși mulțumiți că le vine cât de cât autobuzul la timp. Ei, eu cred că în momentul în care ieșenii vor înțelege cum arată România dincolo de Carpați, cum arată România în Cluj, România în Timișoara, în Oradea, dacă au posibilitatea să iasă din cochilia asta a Iașului și să vadă că în România există Europa cu adevărat, întorcându-se acasă vor cere acest lucru și poate atunci ceea ce spun eu va fi mai degrabă digerat decât acum. Evident că un om politic se validează prin realizări. Din fericire sau din nefericire, aceste realizări vin de-abia la sfârșitul mandatului. Dacă dumneavoastră v-ați validat ca și administrator până la urmă la aeroportul Iași, spuneți-mi care sunt criteriile, care sunt indicatorii de performanță pe care v-ați propus la sfârșit de mandat ca deputat. Eu am intrat, sau am candidat, mai corect spus, pentru o funcție de deputat tocmai pentru acest mare proiect despre care am amintit întreagă mai devreme, autostrada Unghiu-Iași-Târgu Mureș. De aceea și activez în Comisia de Transport din Parlament.
Nu m-a interesat altceva decât acest mare proiect. Să știți că nu este o mare bucurie pentru legislația acestei țări să aibă o armată întreagă de parlamentari dornici să inițieze legi, să le amendeze și așa mai departe. Vreau să vă dau un exemplu. În Franța, Parlamentul se întâlnește pentru a vota legi de două ori pe an. Imaginați-vă cât de solidă este legislația și de neschimbată, adică funcționează unsă, ceas, de nu e nevoie să se întâlnească. În România, în fiecare săptămână, noi în Camera Deputaților aprobăm 50 de proiecte de legi, 50 de legi, că sunt ordonanțe care au venit la aprobat, că sunt inițiative legislative din Parlament, amendamente și așa mai departe. Nu se poate, ceva nu este în regulă dacă ne gândim, în permanență fiecare mai modifică câte o lege, mai face ceva, o îmbunătățește, o ajustează. Se simte, citind cu atenție multe dintre inițiativele legislative, că sunt ambiții personale, de grup politic și așa mai departe. Eu zic că nu este în regulă. În Parlament te duci pentru proiecte majore, așa cum încerc eu să fac și n-am să pot să fac singur, trebuie toată Moldova, toți parlamentarii din Moldova să lupte pentru acest deziderat autostradă. Degeaba mă chinui eu cu cifre, cu interpelări, cu abordări, cu propuneri, dacă nu cuplează întreg corpul de parlamentari din Moldova. Și e suficient, cred eu, ca într-un mandat de 4 ani de zile să fii inițiatorul, sigur, alături de alți colegi care să adere la ideea ta, unei legi sau două legi maxim, care să schimbe ceva fundamental în țara ta, care să așeze, să reglementeze, să clarifice, poftim ceva. Nu să tot amendezi legi în funcție de un interes personal, patrimonial al cercului din care provii. Cam asta se întâmplă în România și cred că spre asta trebuie să ne îndreptăm. Că vorbim de 50 de amendamente pe săptămână, spuneți-mi și o să vă rog să faceți un exercițiu de sinceritate. Le citește cineva pe toate înainte de a le vota sau se votează precum zice partidul? Să știți că în mare parte le citim, eu așa cred. Ele sunt publicate, există totuși pe zona de transparență o evoluție în ultimii ani în Parlament, poți accesa foarte ușor și poți vedea tot materialul. Este un volum, în schimb, imens de informații și atunci te limitezi să citești ideea inițiatorului, să vezi, spre exemplu, poziția Consiliului Legislativ, să vezi poziția Guvernului, nu mai ai timp să treci prin toate și e posibil să pierzi din informații, dar se votează politic în Parlament. Probabil peste 90% din situațiile de vot le faci pentru că așa decide grupul politic. Pentru că este o formă de organizare, nu ai altfel cum. Iertați-mi franchețea, dar cred că unii actori politici nu au competența de a decide în cazul anumitor legi. Dar despre aceste lucruri vom vorbi după o scurtă pauză, când revenim alături de Marius Podea, să vedem cine este omul din spatele funcției. Domnule Podea, discutam înainte de pauză despre noi, dumneavoastră, colegi, până la urmă, mai mult sau mai puțin competenți. Dar nu aceasta este întrebarea pe care voiam să vă pun. Vă considerați un politician iubit? Sau dacă nu aspirați, să fiți? Cred că oricine își dorește să fie apreciat. Mă rog, până la iubire e mult. Dar cred că da, vreau să fiu un om apreciat. Vreau să fiu un om înțeles în bunele mele intenții. Asta cu siguranță, da. Știți cum este cu bunele intenții și cu drumul spre ea? E, da, pavat de ele. Da, așa cred că trebuie să fim onești. Eu cred că totuși Parlamentul trece printr-o perioadă de reformă. Asta este părerea mea, evident. Am înțeles și eu ca oricare alt privitor despre ceea ce nu e în regulă în Parlament sau nu a fost în regulă cu personaje care nu au ce căuta acolo. Să știți că sunt foarte puține. Dacă mă întrebați pe mine, discutând, eu încerc să discut cât mai mulți colegi, nu contează din ce partid, că până la urmă acolo nu scoatem săbile și ne ucidem între noi. Nu mai e ce era. Adică nu este imaginea atât de distrusă, așa cum poate părea în anii din urmă. Ceea ce s-a greșit foarte mult în România, o spun cu toată convingerea, este că de la nivelul președintelui țării, care a fost, nu cel actual, s-a lovit în continuu în instituția Parlamentului pentru că era o dispută politică. Având expunerea mediatică atât de largă cum este președintele României, a devenit și credibil la un moment dat. Și Parlamentul a fost coborât ca imagine mult mai jos decât e corect. Și de asta s-au întâmplat niște lucruri, în fine, lumea începe să fie din ce în ce mai atentă și la conduită și la mesaje și așa mai departe. Eu am intrat în acest Parlament și am înțeles că lucrurile nu sunt chiar așa de rău cum păreau înainte. E și incorrect. Imaginați-vă, așa este Constituția României, Parlamentul este unica putere legiuitoare a țării, acolo
este simbolul democrației. În momentul în care zi de zi, pe toate canalele, lovești în Parlament, distrugi, practic, în esență, ceea ce la tine în țară e reprezentativ pentru democrație. De aceea, cred că trebuie să privim cu mai multă toleranță și să facem o analiză mult mai riguroasă când încercăm să punem o etichetă parlamentarilor. Deci nu credeți că iau apărarea celor care au greșit. Nu, nici vorbă. Dar nici nu este chiar așa. Măcar de trei ori. De trei ori, da, cum spuneam la început. Nu. Cum tolerați expunerea mediatică? Sunteți cunoscut ca fiind un om discret și destul de ermetic în declarații. De altfel știu că a fost destul de greu să vă aduc și astăzi aici. Să știți că prioritățile fiecăruia dintre noi diferă de la om la om. Pentru mine prioritar este să stau cât mai mult copilul meu, spre exemplu, dacă pot. Și cu greu fac concesiile astea să mă desprind și să vin la o emisiune. Sigur, e interesant pentru toți cei care doresc să audă ce spune, eu știu, șeful PNL Iași. E interesant și vor să fie. E o datorie și aceea, dar depinde de starea mea la momentul respectiv când am o invitație, dacă pot renunța la lucrurile care pentru mine sunt esențiale, și anume familia. Și așa o consider eu, de fapt, o concesie. O fac în momentul acela pentru altceva care e de interes comunitar. Așa gândesc. Știu că aveți un băiat de 14 ani, da, care acum este cu bicicleta, dar știu că și dumneavoastră aveți o pasiune pe două roți. Da. Povestiți-ne ceva mai mult despre asta, despre partea umană a omului Marius Botea, cel care poate nu face autostrada ca să se prinde acum cu motorul, pentru că asta ar însemna să avem și un canal navigabil ca să vă plimbați cu bărcile sau cu cine știe ce alte elemente de transport, dacă tot sunteți în comisia respectivă. Așa este. Bine, autostrada e pentru mărfuri, tot explic mie, pentru plimbat cu motociclete sau mașini. Eu de mic am fost pasionat de bicicletă. Deci nu știu să fie existat zi, seară, din momentul în care mi-au cumpărat părinții bicicletă, că pe la 8 ani, dacă mă amintesc bine, să nu fi ieșit cu bicicleta. Ieșeam până și pe zăpadă iarna, așa eram de înnebunit. La vremea respectivă, mă rog, pe vremea comunismului. Și cred că mai târziu mersul acesta pe două roți s-a transformat în ceva mai energic. Sigur, nu sunt din categoria bikerilor, a motociclilor de viteză. Eu am un motociclet touring, de mers liniștit la drum și așa mai departe. Cred că e riscant totuși să te joci cu motociclete de viteză, mai ales în România, unde infrastructura este praf, nu este pentru așa ceva. Și atunci, asta spuneam, cred că peste ani a apărut și pasiunea aceasta de două roți motorizat. Și astăzi, într-adevăr, încerc să-mi fac timp să mă plimb și cu motocicleta. Nu am foarte mult timp, dar în fiecare săptămână măcar o dată vreau să ies cu motocicleta. Mă plimb singur. E interesant. Probabil cei care au încercat o singură dată lucrul acesta mă înțeleg foarte bine. Chiar te relaxezi pe motocicletă, sigur, nu e vorba de adrenalina aia pe care o vedem pe la competiții. E o plimbare, pur și simplu, în aer liber, doar tu, pe două roți, e foarte interesant. Deci este timpul dumneavoastră de meditație, ca să spunem așa. Da, bun, e o atenție permanentă că ești pe motocicletă, pentru că ai senzația că toată lumea vrea să intre în tine, să ai senzația pe motocicletă. Cam în România, zona politică, nu? Da, poliziunea permanente. În România nu există încă un cult foarte adânc așa al șoferilor pentru motocicletă, pentru respectul pentru motocicliști, pentru că, într-adevăr, tu nu ai posibilitatea să manevrezi o motocicletă așa cum manevrează un șofer o mașină. E diferit, altfel reacționează o motocicletă și atunci, într-adevăr, trebuie să fii foarte atent. Eu am învățat acest lucru după ce am început să merg cu motocicleta și eu, la rândul meu, când văd un motociclist, păstrez distanța, depășirea o fac la mare distanță de el și așa mai departe. Îi las loc cât mai mult. Numai cine nu muncește, nu greșește. Iar Einstein spunea că dacă nu ai greșit niciodată, înseamnă că nu ai încercat niciodată ceva nou. În marină se zice că eroarea comandantului e voia Domnului. Ce eșecuri politice vă puteți reproșa, domnule Bodea? Sau poate greșeli, nu neapărat eșecuri. Greșeli, dar se pot îndrepta. Nu cred că am comunicat corect cu colegii de partid. Dincolo de bunele intenții despre care glumeam mai devreme, esența, până la urmă, echipelor este comunicarea și îmi reproșez acest lucru, nu am avut răbdarea să comunic. Despre asta este vorba. Trebuie să pun mare preț în perioada următoare pe acest lucru.
nu e suficient să ai ideile bune, să ai bună credință, să știi drumul, să vezi, poftim de la etajul tău, asta înseamnă experiență de viață, experiență profesională, informații și așa mai departe, dacă nu știi să le comunici foarte bine, să te consulți în permanență. Este un lucru pe care mi-l reproșez, dar chiar îl îndrept, deci nu e de nereparat. V-ați îndoit vreodată de dumneavoastră? Nu. Asta înseamnă că aveți încredere în destin și credeți în steaua dumneavoastră politică sau apolitică? Dar nu prea iau decizii, nu iau decizii după ureche. Tot timpul când iau o decizie, o analizez, mă consult. Ideal e să luăm deciziile între urechi. E foarte bun asta, da. Să știți că de la o anumită vârstă sau de la o anumită experiență, eu fiind o persoană care am avut șansa să trec, să jalonez foarte bine și să parcurg etape profesionale foarte importante, zic eu, pentru un om la 40 de ani, pot lua o decizie repede, pot lua o decizie imediată în situația în care am mai întâlnit spețele respective și știu finalitatea. Asta are legătură cu experiența. Evident, intuiția este un alt factor care trebuie să existe în politică. Cred că am și intuiție. Să știți că faimoasă este intuiția feminină, așadar sper că în viitoarele alegeri să fie și mai multe reprezentante ale sexului frumos și puternic, mai nu. Știți, foarte interesant. Peste tot pașii m-au purtat în drumul profesional, în echipe am avut foarte multe doamne în jur și, credeți-mă, pot spune că sunt într-adevăr mai dedicate jobului, mai serioase, mai, nu vreau să jignesc bărbați, evident. Da, studiile arată că muncesc cam cu 40% mai mult. Da, uite, eu am văzut asta prin propria experiență și chiar îmi place, mi se pare că o echipă în care sunt foarte multe doamne te ajută pe tine ca lider mult mai mult. Știu sigur că dacă lăsam o temă de rezolvat, o sarcină sau o provocare, în fine, unei colege, eram liniștit că aia se întâmplă. Nu, doamnele nu renunță niciodată. Deci au primit, au înțeles și au asumat și nu renunță. Mi se pare incredibil treaba asta. Uitați că și statistica spune același lucru. Se spune că mândria este înainte de cădere, că tot vorbeam de sfera biblică. Dar dacă ar fi să fiți foarte mândru de ceva, până acum, în afară de familie, de ce ați fi mândru? Să știți că peste tot pe unde am fost, am închegat echipe în cele din urmă. Mă referam mai devreme la comunicarea politică și aici este un handicap, să-i spun, pe care o să-l îndrept. Dar în ce privește sfera relațională în organizațiile pe care le-am condus sau din care am făcut parte, știu sigur că am lăsat în urmă și lucruri mari întâmplate. Aeroportul este unul din ele și e vizibil pentru că l-a văzut toată lumea. În schimb, toate organizațiile, în funcție de obiectivul lor general, s-au încheiat după evoluția mea acolo cu echipe sudate, cu obiective atinse și astea sunt momente de mândrie pentru mine. Să poți să lași ceva în urma ta. Se spune că suntem ceea ce facem în mod repetat. Dumneavoastră, ce faceți în mod repetat care să fie definitoriu pentru omul Marius Bodea? Cred că revin la partea familială de fiecare dată. Pun accent foarte mult pe educația copilului meu, mă preocupă asta și gândul meu este mai tot timpul la el. Eu zic că, dincolo de familie, restul lucrurilor se pierd așa, se amestecă. Familia este valoarea fundamentală. Pentru mine, așa am fost crescut. Celula de bază a societății. Exact. Spuneați că ați moștenit de la bunicul și tatăl dumneavoastră seriozitatea. Ce ați vrea să moștenească Vlad de la dumneavoastră? Să știți că ceea ce am trăit și trăiesc eu sau ce au trăit părinții, bunicii mei, nu mai este la fel de prezent în societatea de astăzi. Sunt alte provocări astăzi. Îmi doresc totuși de la copilul meu să aibă această seriozitate și totuși să fie un om care se adaptează. De altfel, eu am avut o poziție legată de conduita sa școlară. Nu am încercat să-l fac cel mai bun copil din clasă, la învățătură. Deci, pentru mine a fost exclus. În schimb, am încercat să fie acolo, printre copiii buni la învățătură din școală, să-i las spațiu să respire, să socializeze mai mult. Pentru că astăzi pare să ia fi o competiție între părinți și nu între copii, legat de rezultatele copiilor lor. Și sunt colegi, am văzut ai copilului meu, care plecau de la școală la ora 2 și terminau tot ce făceau suplimentar legat de școală, de pregătiri, la ora 11 noapte în fiecare zi. Nu poți așa. Eu îi las spațiu copilului meu, așa simt eu ca părinte, evident. Poate nu e bine, vom vedea.
să socializeze, să interacționeze, să vorbească, să construiască, să înțeleagă pe pielea lui cum s-au întâmplat lucrurile și să fiu acolo tot timpul să-i dau explicațiile când mi le cere. Până la urmă, se pare că în dozajul ăsta de elemente ale succesului social e mai importantă inteligența emoțională și cea de a-ți face relații decât dacă știi să rezolvi o ecuație de gradul 3. Iar pe dumneavoastră, faptul că sunteți economist, nu știu neapărat cât de mult v-a ajutat în zona politică, în afara faptului că v-ați definit oarecum cariera în jurul ideii de administrator și de persoană care s-a ocupat de zona de management. Da, eu sunt economist, sunt absolvent de management chiar și evident secția de management la Facultatea de Economie și Administrare Afacerilor avea o suită de materii, nu neapărat foarte exacte, matematică am făcut în anul 1 și 2 parcă, dar erau elemente de marketing, de management, de economie a întreprinderilor și așa mai departe, unde te învăța și te forma cum să înțelegi managementul resurselor umane, iarăși în management s-a pus în facultate mare accent. De altfel am și făcut un masterat mai târziu în resurse umane, pentru că mi-a și plăcut lucrul ăsta. E o întreagă filozofie despre cum să lucrezi cu oamenii, cum să-i conduci, să le înțelegi așteptările și așa mai departe. E foarte important asta. Deci sunt economistul pe partea asta de management, să spun. Știu că pentru partide resursa financiară este de multe ori problematică, dar cât de problematică este resursa umană? Pentru că nu spun că ar fi cazul Iașului. În multe județe știu că este o problemă de a decide cine să meargă pe afișe, cine să candideze la anumite funcții, pentru că trebuie să recunoaștem o mare parte din oamenii de calitate, sau deci așa zisă calitate, se feresc de a intra în politică, de teama atacurilor, de teama săpăturilor în trecut și așa mai departe. V-ați confruntat și la Iași cu probleme de genul vrem un anumit candidat, dar el nu vrea, și vă pun întrebarea asta pentru că în 2015 ați dat o declarație în care spuneați că politica nu este prioritatea dumneavoastră și multă lume bănuie că nu v-ați dus chiar cu inima deschisă către candidatura spre primărie. Da, să știți că a fost o decizie pe care am cumpănit-o foarte mult când am ales să candidez pentru primărie, pentru că așa este declarația mea, e cinstit, am spus-o și atunci. În schimb, la mine lucrurile funcționează în felul următor. Când văd nedreptate și când văd că se pot întâmpla cu ușurință anumite lucruri bune în comunitate, dar parcă nu vrea cineva să le facă, atunci se produce acest declic și îmi asum. A fost, dacă vreți, o mișcare de asumare prin acea candidatură pentru Iași. Eu văd comunitatea aceasta ca și casa mea și a copilului meu. Eu aș vrea ca peste ani, și vă spun cu toată sinceritatea, copilul meu să rămână aici în Iași, să învețe în Iași pe mai departe, să muncească în Iași, să fim împreună cât se poate de mult în viața aceasta, nu-l țin în casă prizonier, evident, să aibă libertatea lui și familia lui. Dar ar fi dureros pentru mine să știu că pot să fac ca al meu copil să rămână acasă și să nu plece în pribegie și să nu o fac, să nu încerc măcar. Eu vreau să consum absolut toate cartușele, să le spun așa, pe care le am, pentru a face în așa fel încât noi să ne ținem copiii acasă, să stea aici să muncească, că este păcat să ne folosim inteligența, resursele noastre pentru alte țări. Deci chiar mi se pare, sau pentru alte orașe, noi fiind deloc de aici. Vorbeați de pribegie. Eu o să vă întreb de pustietate. Ați simțit vreodată pustiu în jurul dumneavoastră din punct de vedere politic? Ați simțit că v-au abandonat oameni cărora le acordaseți un oarecare gir de încredere? Nu, sigur, nu dramatizez. Nu e cazul. Peste tot sunt cuplări în politică, să spun, și despărțiri. Asta are legătură cu parcursul profesional de obicei al fiecăruia dintre noi. Și la un moment dat drumurile se despart nici de cum de la dispute politice, ci profesional ai o altă opțiune, te îndepărtezi încet, încet sau devii incompatibil cu activitatea de partid, cauți o ieșire din partid, de fapt în spate miza este jobul tău și așa mai departe. Dar nu, niciun caz n-am sentimentul ăsta. Aveți prieteni și dacă da, care este proporția prietenilor din și în afara politicii? Nu, covârșitoare în afara politicii. Nu. Politica, v-am spus, este un mijloc pentru a încerca să fac ceea ce cred eu că este bine și simt că este bine. Nimic altceva. Având în vedere că sunteți relativ recent plecat către capitală, puteți să-mi spuneți dacă sistemul de la București a modificat nițeluș paradigma în care gândeați lucrurile, plecat de aici, din provincie? Eu am mai avut contact cu București o perioadă de timp îndelungată în trecut, când am făcut specializări acolo. Am fost și un an aproape plecat. Bun, făceam naveta, ca să-i spun mai corect.
Și vă mărturisesc că viața în capitală este extrem de agitată și de obositoare și nu are legătură că vine un om din Moldova sau vine din Ardeal. E într-adevăr, te consumă. Acolo se întâmplă cam jumătate din ce se întâmplă în România, într-un oraș, într-un municipiu cum este Bucureștiul. Și e foarte, foarte greu să te adaptezi. Cu siguranță cei care asta fac de o viață sau cei care sunt înnebuniți după zgomot, după interacțiune continuă, se simt în largul lor acolo. Eu cred că, pentru mine cel puțin, mai potrivit este un mediu mai echilibrat, în care să pot să fac și alte lucruri, nu numai întâlniri dimineața până seara și noapte, cum se întâmplă în București. Când vrei atât de mult zgomot în jurul tău, este oare pentru că nu vrei să te asculți pe tine și pe gândurile tale? Nu știu, poate fi și asta. În politică există foarte multe strategii de discreditare. A avut cineva un motiv justificat să vă discrediteze? Nu, niciodată, dar să știți că discreditarea se întâmplă la ordinea zilei în politica românească și deși pot spune că în România avem o presă foarte inteligentă, mulți jurnaliști, la asta mă refer, chiar sunt foarte inteligenți, există și o răutate cum nu prea există în alte state și discreditarea asta are legătură și cu o formă de supunere a politicianului sau cu o formă de interes pentru anumite zone economice. Și înțelegând mecanismele și înțelegând că funcționează așa, m-am și educat în felul acesta să ignor răutățile și campaniile de discreditare, că cred că sunt astăzi așa undeva în top în ce privește atacurile unor publicații de șantaj din ea și tocmai pentru că n-am reușit să avem o discuție. Eu nu pot să stau la masă cu șantajiști, nu pot, efectiv. Pot înțelege să ai o opinie separată, înțeleg o critică, dar când știu că motivul este că nu am răspuns financiar la niște doleanțe, atunci asta e nedispărțit. Cred că mulți dintre telespectatorii noștri ar dori să știe care este circuitul unui deputat de București. Cam cum începe săptămâna, când plecați de la București, când veniți aici, ce faceți la Iași? În general, activitatea parlamentară se întâmplă de luni până joi, în general. Sunt excepții când se încheie, spre exemplu, miercurea, urmând ca celelalte două zile să fie evenimente ale comisiilor în țară, spre exemplu, și să nu stai în București. Dar cam așa este în principiu, pentru că vinerea este dedicată activității parlamentare. Toți avem interesul, ca și parlamentari, evident, sau așa văd eu normal, să ajungem cât mai des la oameni. Și asta și vreau să fac în perioada următoare. Noi, dacă o să rămânem în continuare prizonieri în filosofia aceasta de cochilie, că știm noi ce e bine pentru oameni, nu vom duce țara într-o direcție bună. Am avut de multe ori exemple, mergând și vorbind cu oamenii și înțelegând de fapt că ei aveau alte așteptări de la un anumit tip de lege, pe care eu nu înțelegeam, nu mi se aplica mie în mod direct. Dar credeam că știu mai bine decât omul căruia îi se aplică. Eu cred că ar trebui puțin schimbat. Știți ce se întâmplă? La ce folosește să stăm blocați toți în București? Nu mai spun de cheltuielile care se suportă către stat cu deplasările astea permanente dus întors, când ai putea să-ți desfășuri activitatea în teritoriu mult mai bine, mult. Există azi tehnologie, nici nu trebuie să te deplasezi ca să te vezi dacă e nevoie într-un cadru mai larg. Și atunci eu cred că așa ar trebui activitatea, să stai printre oameni și tu să fii mesagerul lor, să îndrepți ce poți, să duci opinia cetățeanului acolo, în capitală. Domnule Bodea, suntem pe final de emisiune și vă adresez eu o întrebare. Care ar fi cea mai antipatică întrebare pe care aș putea să vă adresez? Nu știu, chiar e o întrebare la care nu mă așteptam. Nu cred că dumneavoastră puteți să puneți o întrebare antipatică, nu cred. Atunci o să vă întreb altceva. Sunteți un om fericit și dacă nu, ce vă lipsește? Eu nu știu dacă pot spune că sunt fericit, pentru că viața mea a rezervat și o tragedie, să spun așa, mi-a decedat soția și, din punctul de vedere, cred că am o povară mai mare decât alții, sigur. În cazul avem fiecare dintre noi. Dar, știindu-mi copilul bine, să spun, există acea fericire și cred că aici este fericirea. Fericirea e în lucrurile simple, în relația deschisă pe care o ai cu familia și copilul tău. Mulțumesc tare mult pentru prezența în studio. Doamnelor și domnilor, eu vă mulțumesc că ați ales să fiți alături de noi în această seară, să cunoaștem actorii scenei sociale din culise și vă dau întâlnire și săptămâna viitoare, când vom aduce pe scena televiziunii și alte personaje și personalități. Scena ne aparține până atunci. O seară bună!